ca să fie două jos. Ia, pune-le astea acolo pe beton. Salutare, prieteni! Astăzi suntem în un colț un pic mai dezordonat al gospodăriei noastre și o să facem o scară pentru găini. Îl am alături de mine pe ucenicul Victor, care o să mă ajute, și să vedeți ce scară faină facem. Avem aici niște pari de răchită pe care Victor trebuie să-i tăiem la dimensiune și să le facem niște fuștei. Ce e ăla? Fuștei sunt niște treapta pe care calci la scară. Eu iau sarea și stau de pe ei. Mă duc. Că tu văd că n-ai. Nu! Stai că de acum tăiem cu, cu circularul. Ce e la circular? Mai subțire el. Îl tăiem așa. Ține de capătul ăla. Nu trage în sus, doar ține de el. Hai mă, că nu vrea, mă. Bun. Și acum, ai grijă. Am un circulai de proaspăt ca așa. Nu, că e foarte vechi, Victor, are vreo 10 ani. Mai mult, cam 12 ani, 10-12 ani. 2 metri jumate trebuie să fie. Dacă s-o cotez bine, poate are peste 15 ani. Nici nu mai știu când l-am luat. 2,45. E bine, ce zici, ne ajunge lungimea de 2,45. Dar ca să ce? Ține de ăla. Hai să vedem. Ia vezi? Da. Și acum trebuie să mai facem treptele. Nu se urcă pe ele. Trebuie făcute așa lemnele, bătute așa. Da? Cât de lat o facem? Atâta. E bine atâta. Dar fii atent că tu n-ai voie să te urci pe ăla, pe ăsta. Ce? Scara asta nu facem pentru copii, facem pentru păsări. Păsări? Da, măsoară. Ia măsoară tu. Pe tare bine știi dacă o mergi. Aici măsoară, între scările astea. Între fuștii, între... 46. De 40 o facem. 40? De ce? Așa, am socotit eu. O facem de 40. Ia măsoară aici unde e 40-ul. Da, 3 ori. Ia poftim, domnul șef. Fă-i un semn. De cât l-ai făcut? 40. Bun. Știi să tai sau trebuie să tai eu? Știu să tai. Îmi taie. Nu știi să tai. Nu bagi mâna acolo de desubt. Dacă bagi mâna acolo și pornești, îți taie degetele. 40, ia te verific. Hai să o lăsăm 45. Câte? 7. Câte? 7. No, dar asta cum îl prindem aici, Victor? Îl batem cu ciocanul. Nu fac așa, că e urât. Îmi place. Îmi place să faci așa, bine? Uite, am o idee. Aduse curea. Nu, o iau eu. Ia. Și trebuie să-l tai ăsta pe la mijloc. Tai-l în două pe la mijloc, da? Da. Dai în mână sau dai în lemn? Fii atent că trebuie să-l nimerești pe mijloc. Aia e, mijlocul, dă-i. No. L-am crăpat. L-ai crăpat deja, că ăsta crapă ușor. Pune, nu mă apropiește acolo și dă cu mâna în el. Stai așa că-ți arăt cum se facea mai de mult. Uite, iei lemnul ăsta la alt și dai în el. Ala, ține-l drept. Ia ce crăpătură faină am făcut. Eu și cu tine. Ne pricepem? Facem câte două. Bun, mai tem unul de aici, de 40. Ce dau eu? Că știu eu.
Stop, mă gândesc să dai așa. Dai. Proptește-l numai pe mijloc și dau cu lemnul în el. Pe masa aia din capăt, Sofia, din garaj. Ce masă din capăt? Uf, Doamne. Du-te acolo în garaj și uită-te. După ce? Ia să faci. Uite cum faci. Îl pui așa și le ridici amândouă deodată. Lipite de la altă, dai cu ele de pământ. Cum adică? Le-ai pus pe poziție, pe mijlocul lemnului și le ridici amândouă deodată, uite așa. Și dai cu ele de pământ deodată. Nu. Ia, ține-te de el să stea în picioare. Și dacă îmi tai mâna jos? Ține de jos, de jos, de jos. Dar nu da tare, că tu trebuie să nimerești pe mijloc. Nu ești pe mijloc. Nu ești pe mijloc. Și dacă nu nimerești pe mijloc, nu-i bine. Nu, tot acolo am dat și eu. Acum dai tu. Dai tare. Am căutat și compartimentul mic de la... Cât ai găsit? La Daroșel. Ăsta e prea mic, că trebuie să intre, să țină lemn. Nu-i bine, Sofia, nu-i bine. Îi strâng, de la mine. Hai că lasă că fac eu asta. Și tu bați cu ea. Adu ciocanul. Ciocanul cu mâner roșu. Am eu pe ăsta micu, că eu bat. Și tu bați. Eu bat, ce crezi? Și adu și ăla cu ciocanul. Bun. Dar nu poți bate acolo, că e prea ușor, Victor. Nu-i prea ușor. Nu, ia să văd. Nu vă ușor, Sofia. Da, eu bat. Uite că ți-a străcat ciocanelul ăsta cât îi bage pe cuiul ăsta, să rupe lemnul, să rupe mâinile. Stop, eu bat, Victor, că zis tati, că eu bat. Stop, Victor. Stop, a zis. Vrei să-l bat tot? Stop, stai să spun ceva. Uite, când dai cu ciocanul pe lângă, nimerești cu mânerul în el și ți se rupe mânerul. Ia-l la roșu, vezi ce. De la mine, Victor. Să văd dacă reușesc eu cu ăla. Stai, Sofia. Dacă îl nimerești și cu ăsta poți bate, da? Un pic, apoi. Unul bate, eu să-l fixez. Ia, Sofia, dă-i. Și aici mai batem unul ca să-ți fie două jos. Stai, că punem subțire. Bun. No, ce distanță punem între fuștiei, Victor? Ia să o cotește. Am așa ceva? Da. No, hai și bate cuiul ăsta. Ține de lemn. Să nu dai pe ăsta mâna. Hai că ține-o de el, dai. Ajunge. Nu da prea mult. Mă duc să mai caut eu cuie, că... Tare are încredere de mine. Ce masă ziceai? Despre ce masă ziceai? Aia e masă din garaj. No, scoate-l, Victor, dacă l-ai bătut. Bine, îl bag adânc. Nu, mai bine nu-l băteai. Că ăla dacă îl bagi adânc, de acolo iasă răchita. Și nu ne trebuie răchita aici în curte. Lasă! Toru! Bravo! Na bun! Du-te cu ele în lemnărie! Du-te cu ele în lemnărie! Sofia, lada cu cuie, o pui înapoi pe vaz. Și după aia tu, Sofia, duci securea și sabia în lemnărie. Duce tu duci lemnele, Victor. Victor, tu duci ce ți-am zis eu. Duci lemnele. Că Sofia au dus o tură de lemne. Așa e corect. Cum?
el i-a dus. El i-a dus? Da, atunci face schimb. Nu, lasă-te. Da. Sofie, Victor, Sofia, vină înapoi. Faceți schimb atunci, alea că el. Bine, dar care le duc? Toate? Tot ce e acolo, și cren și tot. Și ăsta? Tot, tot, tot ce e lemn. Nu ne mai trebuie. Și unde le pun pe steaoare? Alea se pot tăia foarte ușor. Le pui acolo în picioare, lângă lemne. Și... le duci tu pe ăsta? Nu, le duci tu toate. Ia să mai adus unul, ca să ai ce duce. Mai ai aici niște bucățele, nu trebuia să le duci toate, ți-am mai spus, nu te mai chinui să le duci toate odată. Haideți copii, să aproximi scara. Să vedem cum potrivește. Haideți repede. Hai Victor, să vedem pe care creăm cu pumnul. Da, da, nu pe prima. Pe prima. Nu e bine aici, Victor. De aici ni trebuie să punem pe creangă mai lungă găinile să se poată sui și să se înșire și în stânga și în dreapta, știi? O, dacă pui acolo atunci... atunci bine, nu avem pe ce să stăm. Păi oricum nu stați voi pe creangă asta. Ba, ba da, pe aia așa. Bine. O lasă că ți-a mai puțin pe asta, că voi să alege alta. Cum se urcă pe asta? Trebuie. Le dai eu niște crengi acolo să se poată duce încolo, stânga dreapta. Vezi tu ce fain să cad pe ele. Mai degrabă eu. S-a făcut noapte deja și noi stăm așa cu inima în dinți că ce o să facă găinile, bietele de ele, dacă s-au urca pe scară și e una mai curajoasă. Oare, nu știu dacă se va vedea, dar aici ai draga de ea. S-au urcat în nuc celelalte și caută disperate vechea căsuță, dar au rămas fără ea. O să mă duc și să le iau una câte una și o să le pun aici pe scară până se vor obișnui. Că asta o fătare curajoasă. Uite, până sus în nuc. Ce fain. Să uită, e așa mai sceptică. O să obișnuiete, bietele. Și e tare întuneric, nu știu dacă se vede. Se urcă tot mai sus, așa-i, Sofia? Da, da. Ce fain. Nu, ce zici, Victor, ar s-o meritat? Da, păi și mie îmi vine să mă culc aici, pe scara asta. Până mi s-a căcat una în cap. Până sus. Bine ar fi dacă s-ar obișnui ele să se urce în copac, în copac, așa. Da, să pe pice crengi. Și să... Hai să vezi ce simpatice. Uite, uite. Scara măgarului. Ce? Unele cu gușile afară, altele cu capetele. Vai, ce papagal exotic. Da, de, da, de ar fi bine. Tot e ok. Câte două, da. De ce să văd? 2, 4, 6, 8, 10, 14. 12. 12. Cum? Vot 5 pentru vreme. 6, 8, 10, 12.